Weekend-ul de azi, emisiunea de care nu te poți lipsi. Decât să fac afirmații la postul dumneavoastră de televiziune, mai bine ar fi să se sesizeze organele de poliție și atunci noi suntem în măsură să luăm cele mai bune măsuri. Facem cercetări, facem verificări și dacă competența ne depășește, să se sesizăm organele abilitate. Noi avem o mare șansă, în lumea aceea, să ne punem un viceprimar la municipiul Baia Mare, pentru că PNL-ul este prima forță din județul Maramureș, ori place unora ornul, este la nivel de Baia Mare un fier liberal, la Sighetul Marmației, iată, a devenit un fier liberal și avem acolo un primar extrem de energic și de harnic, ăsta e adevărul. Eu sunt conștient de sarcina care îmi revine, sunt conștient că tot ceea ce nu va fi bine în Sighetul Marmației, că vorbim de apă, canal, că vorbim de orice alt lucru, primarul e cel vinovat, știu și mi-am asumat acest risc și de aceea mă implic în fiecare lucru, oricât ar fi el de mărunt sau de mare pentru municipiul nostru, pentru a ieși lucrurile bune și a crea un disconfort cât mai puțin. Nu este admisibil că la un asemenea nivel să faci greșeli de formă, formală. Și din această perspectivă cred că se impune o reevaluare a managementului actual. Niciodată parlamentarii județului Maramureș nu au stat toți la aceeași masă să discute problemele județului și să și le asume public printr-o scrisoare de intenție, nu știu, către maramureșeni. Oricum, eu astăzi pot să spun sau să anunț chiar în premieră faptul, de fapt aici la voi la TVS, când vin totdeauna am șansa să spun ceva mai nou. Dacă nu ajunge Crin Antonescu președintele României, atunci să vezi tu pe dracu în patru în casa PNL-ului. Sighetul de azi, emisiunea de care nu te poți lipsi, cu Gheorghe Paul Stanislaw. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sighetul de azi. Invitatul meu din această seară este domnul Liviu Marian Pop, senator de Maramureș. Bună seara, domnule senator. Bună seara. Am ezitat puțin în momentul în care am spus senator, că nu mai știam dacă să vă spun senator USL sau senator PSD. Practic, pe cine reprezentați azi în Parlamentul României? Din punct de vedere politic, sunt senator PSD. Din punct de vedere a reprezentării, sper că reprezint în special Maramureșul istoric, în particular tot Maramureșul, că până la urmă discutăm de toate proiectele Maramureșului. Bun, ați fost ales de către electoratul social-democrat, dar și de către cel liberal. La ora actuală, cum veți reuși să faceți, să spun așa, în așa fel încât să mulțumiți ambele părți, în condițiile în care i-ați dat afară pe liberal de la guvernare? Asta, chestiunea cu datul afară sau plecatul de bunăvoie, e interpretabilă. Eu o spun și o repet, din păcate, pentru un proiect strict personal al domnului Antonescu, s-a rupt USL-ul. Timpul îmi va da dreptate și așteptăm în următoarele 2-3 luni de zile să vedem ce se va întâmpla după alegerile europarlamentare cu Partidul Național Liberal, pentru că consider că efectiv a fost un proiect personal al domnului Antonescu, care din păcate a fost votat de toată lumea, fapt pentru care astăzi nu mai putem discuta de USL. Însă vreau să fiu foarte clar, mai ales că este prima emisiune după ruperea USL-ului și eu vă mulțumesc mult și pe această cale pentru invitație, să fim foarte clar pentru cei din Maramureș istoric, cei cărora ne-am adresat în campania electorală alături de toți primarii din Maramureș istoric, inclusiv primarii PNL, că au în mine un susținător a tuturor proiectelor, indiferent de culoarea lor politică, la nivelul județului Maramureș. Inclusiv cu domnul președinte Zetea am discutat acest aspect, s-a căzut la un comun acord, dacă putem spune așa, între PNL Maramureș și PSD Maramureș, fapt pentru care inclusiv primarul municipiului Sighetul Marmației, în calitatea domniei sale de primar, are în mine un aliat în proiectele Sighetului și a sighetenilor. Și ceilalți primari, chiar după emisiune mă întâlnesc cu doi primari care sunt de la PNL. Deci nu vreau să transformăm Maramureșul într-o luptă internă. Îmi doresc foarte mult ca proiectele USL-ului, proiectele necesare Maramureșului să le continuăm. Cu bune, cu rele, și să nu ne transformăm într-un război cine are dreptate și cine nu are dreptate. La București să încercăm să mergem pe aceeași voce și să promovăm Maramureșul. Noi avem o luptă în Maramureș istoric, îmi doresc foarte mult să avem mai mulți bani decât cei din Maramureșul de dincolo de deal, cum spun eu. Pe proiectele importante, cred și sper să avem unitate în acțiune.
Asta va fi destul de greu, dar v-aș întreba până la urmă, va exista discuția cine își asumă realizările și proiectele și eu vă spune în 2016, dacă voi mai fi aici, cine n-a făcut ceea ce a promis? Eu vă pot spune și am mai spus-o de multe ori. Nu mai există în momentul de față proiecte pe care le poate asuma o singură persoană. În momentul de față în România, proiectele trebuie făcute în echipă și echipa este făcută din oameni indiferent de culoarea lor politică. Astăzi, nu numai în România, ci și în Uniunea Europeană, se discută de proiecte făcute în cooperare, în asociere, în echipă, punând interesul zonal deasupra tuturor intereselor personale. Nu o să spun niciodată că sunt proiectele mele, întotdeauna o să fie proiectele noastre, chiar dacă astăzi putem discuta de un proiect compromis, un proiect pe care, din punctul meu de vedere, cetățenii Maramureșului și-l doresc de foarte mult timp. Mă refer la podul peste Tisa, unde, din nefericire pentru noi, evenimentele din Ucraina determină astăzi să avem mari semne de întrebare dacă vom reuși să finalizăm documentația absolut necesară de punerea acestui proiect pe fondurile europene și finalizarea podului. Este situație incertă acolo. Fac și un apel, am fost ieri la o discuție cu domnul ministru Corlățean, fac un apel sighetenilor, celor care își doresc să meargă în Ucraina, să fie foarte atenți pe zona Crimeea, este cod roșu în zona respectivă. Ideal ar fi cunoștințele neamurile să nu ajungă în zona respectivă sau să plece din zona respectivă, inclusiv trecerea dincolo este o situație incertă. V-aș întreba dacă știe și domnul prefect despre codul ăsta roșu, pentru că am citit zile trecute în ziar că mergea pe malul Tisei împreună cu topografii să ia măsurile pentru noul pod, care să fie pe două benzi. Deci înțeleg că dânsul încă mai speră și mai crede în proiectul ăsta și în faptul că Ucraina nu va fi ocupată cu alte probleme mai grave decât podul. Astăzi discutăm de ceea ce trebuie să facă partea română. Nu știu dacă e în atribuțiunea prefectului să facă măsurătorile. E foarte bine că se implică. Putem noi, ca partea română, să finalizăm acest studiu, să-l finalizăm în totalitate, inclusiv pentru partea ucraineană. Eu vă pot spune, astăzi este foarte greu de găsit un omolog dincolo, mă refer la nivel de executiv. Să nu-și imagineze cineva din prefectura Maramureș sau dintre maramureșeni că se poate face un obiectiv transfrontalier fără o semnătură de la Kiev. Deci lucrul acesta, cine încearcă să ne-l spună nouă, are o problemă. Deci nu e un pod al Maramureșului, nu este un pod al Sighetului, este un pod al României. Un pod al României care trebuie semnat între București și Kiev, cu impact, într-adevăr, pe Sighetul Marmației. Eu îmi doresc foarte mult să se finalizeze evenimentele de acolo. E foarte bine că se fac măsurători și ne pregătim temele. Noi avem nevoie să finalizăm anul acesta studiu, însă depinde foarte mult de partea ucraineană și să nu se înțeleagă prin asta că, gata, caut o scuză pe subiectul acesta. Nu. Proiectul de integrare a Maramureșului istoric cu podul, centura Sighetului, tunelul pe sub Cutâi, și îl spun încă o dată după un an de mandat, tunelul pe sub Cutâi e absolut necesar scoaterii Maramureșului din izolare. Chiar dacă săptămâna trecută am avut discuții cu cei de la firma care lucrează pe zona Sighetul Marmației Baia Mare, ne-au promis că încep să continue lucrările, eu cred că împreună trebuie să facem echipă pentru toate proiectele, în special pe infrastructură. Cu toate acestea, spunea președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea, parlamentarii nu s-au pus la aceeași masă pentru a semna un proiect comun privitor la, să spunem, prioritățile Maramureșului în Parlament. Da, pentru că unii parlamentari au alte interese decât acelea de a dezvolta Maramureșul. Nu vreau să dau nume. Fapt pentru care nu am reușit să clarificăm ce e mai important pentru Maramureș. Apropierea de Bucovina și trecerea în Moldova sau apropierea de Budapesta, ca să spun din zona infrastructurii. Poate să sune ciudat pentru unii, dar eu îmi doresc o dezvoltare a Maramureșului istoric și o să susțin acest lucru până la Dumnezeu și înapoi, cum spunea cineva. Nu o să mă gândesc la proiecte fanteziste, cum încearcă unii să gândească, ci acelea de a încerca să scoatem din izolare Maramureșul istoric și Maramureșul, pentru că timp de 25 de ani trebuie să recunoaștem, prin politica greșită pe care au făcut-o poate parlamentarii de Maramureș și nu numai, am fost uitați de către centru. Astăzi, eu spun că anul trecut am avut 100 de kilometri de drum reabilitat în totalitate, cu muncă multă. Avem
previziuni și pentru anul acesta. Sunt 250 de miliarde astăzi veniți la nivelul administrației locale, bani pe proiecte, urmează să cheltuie banii, nu ca și anul trecut când am reușit să cheltuim decât 60%. Deci sunt lucruri care se fac. Într-adevăr, ritmul s-ar putea să fie pentru unii foarte lent și atunci clar că apar și nemulțumiri. Dar e absolut necesar ca la proiectele mari pentru Maramureș să mergem cu toții la aceeași căruță. Nu, acest lucru nu s-a întâmplat din păcate anul trecut. V-aș întreba puțin și despre ce se întâmplă la nivelul Parlamentului și al Senatului, pentru că sunteți senator. Vi se pare un gest bun susținerea lui Tăriceanu de către PSD? Eu vă pot spune că din perspectiva programului USL este un gest bun pentru PSD susținerea lui Tăriceanu. Și o spun de ce. Eu sunt mai nou membru de partid, nu cunosc foarte bine tot sistemul partidul la nivel central, dar vă pot spune că astăzi în Partidul Social Democrat, în senatorii din partidul, în grupul senatorilor Partidului Social Democrat, sunt cel puțin 3 persoane care ar merita funcția de președinte al Senatului. Ne era foarte greu pentru noi să propunem un președinte al Senatului din partea PSD-ului. Al doilea, poate este al doilea considerent. Primul considerent este acela că noi am fost aleși pe USL. Dar USL nu mai există, senator. Pentru PNL poate nu există. O să vedeți și pe site-urile mele și pe toate comunicatele care le dau, eu o să susțin în continuare USL-ul. Dacă nu exista acest USL, eu, Liviu Marian Popnu, eram senator de Maramureș. Dacă cineva are impresia că exista ca senator de Maramureș fără PNL în echipă, să-și asume acest lucru. Nici domnul Bota la fel nu cred că ajungea și nici domnul Pașca nu cred că ajungea senator dacă nu exista acest USL. Și eu le mulțumesc încă o dată primarilor și aleșilor locali din PNL care au fost alături de mine în campania electorală din 2012. Deci nu am cum să mă dezic de acest lucru. Fapt pentru care mi se pare absolut normal ca funcția de președinte a Senatului să nu fie tot a PSD-ului. Avem funcția de președinte a Camerei Deputaților, trebuie să fie a PNL-ului. Cum PNL-ul a refuzat orice nominalizare pe zona aceasta și a fost acest conflict, repet, pentru interesul... Nominalizarea a existat. Da, dar nu la înțelegere. Trebuia să există o înțelegere foarte clară. Eu cred că este un exemplu a PSD-ului că nu-și dorește să acapareze totul și ați văzut că și în formula de guvernare nu avem acaparat totul. Sunt funcții tehnocrate, multe dintre ele, chiar funcția de ministru de finanțe este o funcție tehnocrată. Nu cred că trebuie să confiscăm un proiect al USL-ului, să-l confiscăm noi cei de la PSD sau de la USD sau cum vreți să ne spuneți. Eu cred că trebuie să fim, din punctul ăsta de vedere, echilibrați și decenți față de electoratul care ne-a trimis acolo. Și lucrul acesta trebuie să-l facem în fiecare zi. Nu e o modalitate prin care PSD încearcă să rupă din PNL, promovându-l pe Tăriceanu, iată, la Senat? Nu cred că există această modalitate. Nu m-am gândit niciodată la acest aspect. Nu cred că dreapta nu va fi consolidată dacă domnul Tăriceanu este președinte al Senatului. Nu văd o problemă în interiorul PNL-ului, mai ales că domnia sa s-a demisionat sau a fost demis. A făcut un nou partid. O știu dacă l-a făcut sau va reuși să-l facă, e mai puțin important. Pe mine mă interesează astăzi ca proiectele importante de lege să treacă în Senatul României. Pentru că ce am pățit acum 2 săptămâni este un lucru pe care nu ar trebui să-l avem în Senatul României. Noi, acum 2 săptămâni, am avut 10 legi organice. 10 legi organice inițiate de guvernul USL. Este inadmisibil din partea colegilor mei de la PNL 7 să le respingă și 3 să le aprobe. Pentru că știți că la legi organică trebuie un număr mai mare de voturi. Lucru pe care l-am spus și domnului Antonescu și domnului Hașoti, liderul de grup, și am mai spus și pe media locală, pe centrală, atunci când a fost atacat de către oamenii din PNL. Eu îmi doresc foarte mult ca parlamentarii PNL să voteze proiectele de legi pe care le-a făcut USL-ul, nu să le respingă, pentru că asta înseamnă că au stat la guvernare alături de noi doar așa, de imagine. E impardonabil și vă dau un exemplu, Vila lui Băsescu, că eu am o problemă cu Băsescu. Vila lui Băsescu, trecerea ei la Ministerul Apărării, deși a fost un proiect de lege inițiat de un ministru PNL, a fost respins în Senat din cauza senatorilor PNL care nu au votat acest lucru. Deci v-am dat un exemplu simplu. Mai sunt încă 7 legi și oricine e curios poate intra pe site-ul senatului să vadă cele 7 legi care au fost respinse. Dar eu cred că viitoarele legi care vin de la guvern, proiecte de lege, repet, inițiate de guvernul USL, sau proiectele de lege care sunt pe același proiect de guvernare pe care am fost aleși în 2012, să fie votate de colegii noștri în Parlament.
Ce se întâmplă cu pensiile și salariile în viitorul foarte apropiat? Există o dezbatere continuă pe acest subiect și am auzit chiar o chestiune de genul salariul minim pe economie 1100 de lei. Nu. Salariul minim pe economie 1200 de lei, și a spus-o și premierul Ponta, a fost o eroare tehnică la redactare, nefericită, nu 1100, ne-am angajat prin programul de guvernare USL că ducem în 2016 salariul minim pe economie la 1200 de lei. Astăzi este la 850, la 1 iulie îl avem la 900 de lei. Sperăm ca în 2015 să continue această creștere, în așa fel încât anul 2016 să ne prindă cu 1200 de lei salariul minim pe economie. În același timp, cotele de impozitare regresive, adică 12% și 8%, sunt în studiu și în funcție de impactul financiar bugetar, intră în discuție o reducere a impozitării, în special pe zonele mici. Adică, ca să înțeleagă toată lumea, cred că se va ajunge ca salariul minim pe economie să fie impozitat doar cu 8%. Mi-aș dori nici să nu impozităm salariul minim pe economie, dar asta nu depinde nu numai de Ministerul de Finanțe, care trebuie să colecteze mai mult la bugetul de stat din acele taxe pe care le avem astăzi aici. În ceea ce privește pensionarii, deși legea prevede ca în anul 2015 să beneficieze doar de o indexare cu rata de inflație, noi avem o țintă de inflație pentru anul acesta undeva la 1,82%. Din calculele pe care le avem făcute la Ministerul Muncii, împreună cu Ministerul de Finanțe, și sunt șanse, nu mari, șanse sigure să fie o indexare de 4%, optimism 4,5%, adică mult peste rata de inflație, aproape dublu față de rata de inflație. Și eu cred că este un prim pas înainte pentru pensionari, să nu uităm că aceștia nu au beneficiat timp de 4 ani de zile prin legea PDL-ului de nicio indexare, deși în lege scria clar că trebuiau indexate aceste pensii anual, guvernul PDL nu a indexat aceste pensii. În același timp, sper că nu se supără unii din PNL, pe care am văzut foarte supărați pe zona aceasta, că majorăm pensiile la 4,5% și nu le lăsăm la indicele de inflație de 2%. Asta o spun cu țintă către doi parlamentari care tot încearcă să ne explice că nu este bun programul de guvernare. Bun, pe de altă parte, încet, dar sigur, mărind și salariul minim pe economie, mărind și pensiile, impuneți social-democrația în România total. Vom ajunge să fim un stat în care, practic, va trebui să susținem noi cei care muncim pe cei care au o problemă socială, că sunt șomeri, că sunt pensionari la un moment dat. Stai să înțelegem, pensionarul nu este o problemă socială. Pensionarul și salariatul nu este o problemă socială. De la 1 iulie ne propunem clar, chiar dacă PNL-ul ne avertizează acum că de la 1 mai vrem să reducem contribuția, reducem CSU-ul cu 5% pentru angajator. Asta este încă un element în favorizarea mediului de afaceri. Bun, PNL a spus până la 1 mai, altfel depune moțiune de cenzură. Bun, eu îi rog să depună o moțiune de cenzură, dar în același timp le reamintesc că cu domnul Chițoiu, ministrul de finanțe, s-a propus această reducere a CSU-ului de la 1 iunie. Deci ei au venit cu propunerea aceasta, nu noi, socialdemocrații. Noi, socialdemocrații, am vrut cu 2,5% de la 1 ianuarie 2014. Adică deja asta să fie redus cu 2,5%. Și am căzut de comun acord că mergem de la 1 iunie cu 5%. Eu sper să fie o colectare mai bună, pentru că spuneați dumneavoastră de cei care muncesc că vor fi impozitați mai mulți. Dacă am face colectare mai bună, am crescut-o. Anul trecut am crescut-o. În echipă am crescut-o. În ianuarie am avut o colectare extraordinară. De aceea a fost și pentru mine un semnal mare de alarmă. De ce un ministru a finanțelor, vicepremier în guvernul României, trebuie să remaniez când în ianuarie am avut cea mai mare colectare pe care a avut-o România de după Revoluție. Și asta este rolul ANAF-ului, coordonat de domnul Chițoi la acea vreme. Și cred că în continuare mari evazioniști vor fi prinși. Am văzut exemplu cu carnea de zilele acestea ce s-a întâmplat pe zona aceea. Sper ca această ANAF să funcționeze cu direcția antifraudă în deplinătatea atribuțiilor pe care le are, în așa fel încât să avem o colectare mai bună de la cei care fac evaziune fiscală și în special pe zona frontierei și a fentării taxelor vamale. Eu cred că acolo va trebui să ne concentrăm mult mai bine și lucrurile încep să funcționeze. Dacă avem o colectare mai bună, nu mai avem nevoie de alte măsuri de impozitare. Deci spuneți că putem să ne așteptăm la o creștere și a salariilor și a pensiilor în viitorul foarte apropiat. Eu vă spun că sigur... Nu sunt promisiuni electorale pentru că e anul electoral?
Nu sunt promisiuni. Promisiunile aceste electorale sunt din 2012, de când am fost aleși de către oameni. Am spus-o atunci că vom duce salariul minim pe economie la 1200 de lei în 2016. Am spus atunci că trebuie să reducem contribuțiile, să facem o relaxare fiscală. Am spus atunci că vom indexa pensiile, așa cum spune legea, și chiar încercăm să recuperăm decalajul în zonele în care nu a fost aplicată această lege a pensiilor de către PDL. Am spus-o atunci că vrem să creăm 1 milion de locuri de muncă. Am făcut 100.000 de locuri de muncă anul trecut. Dar în același timp, state ca Italia, Franța, au avut minusuri pe Spania a pierdut 700.000 de locuri de muncă, Italia vreo 600.000 de locuri de muncă. Noi am creat în plus 100.000 de locuri de muncă. Mai avem până la acel milion pe care l-am propus în 2016. Au intrat 1,2 miliarde de euro pe fondurile europene luna trecută. Deja încep... Astăzi discutăm de proiecte pentru tineri, sunt 180 de milioane de euro în piață, pentru proiecte pentru tineri, pentru firmele, pentru IMM-uri, să deschid alte linii de finanțare în aprilie. Deci avem în momentul de față, pe exercițiu financiar european 2007-2013, încă un an de zile în care trebuie să cheltuim banii europeni, în același timp trebuie să ne pregătim pentru 2014-2020, pentru că nu mai putem aștepta fiecare zi de aici încolo înseamnă pierdere de bani. De aceea, mobilizarea la nivelul Ministerului Fondurilor Europene în special este una maximă. Am reușit de la 7% când ne-au lăsat cei de la PDL rata de absorție să o ducem la 35%. Pe direcția aceasta trebuie să ajungem obligatoriu din punctul meu de vedere și chiar de dimineață am discutat cu domnul Teodorovici pe o speță cu Postdru, cu linia finanțare a dezvoltării resurselor umane și cred că reușim să ajungem undeva la 70% din total exercițiul la finalul acestui an. Deci, trebuie să reparăm din ceea ce, din păcate, PDL-ul ne-a lăsat moștenire. Multe găuri și multe furăciuni. Ce concesii a făcut guvernul Ponta UDMR pentru a colabora la guvernare și a avea majoritate? Nu cred că s-au făcut concesii majore în momentul de față pe zona UDMR-ului. Mai mult pe funcții de concentrate. Aici a câștigat UDMR-ul. A câștigat și miniștrii. Păi nu, pe executiv a câștigat și miniștri și secretar de stat, nu i-au câștigat pe toți pe care i-a lăsat PNL-ul, mai sunt și mulți tehnocrați, vor fi menținuți în funcții și cei care sunt de la PNL și nu și-au dat demisia, deci nu este o luptă pe zona aceasta de executiv, pentru că sună poate ciudat, eu încă mai cred în USL și cred că după europarlamentare și în interiorul PNL-ului se va crea curentul prin care vom reuși să avem un candidat USL la alegerile din decembrie, așa cum spune protocolul USL. Asta îmi doresc eu. Dar în cazul ăsta, ce se întâmplă cu Crin Antonescu? Nu este problema mea. Proiectul domniei sale, proiect strict personal și îl gestionează cum dorește. Eu nu pot, din cauza unei gafe a domnului Antonescu, să nu ajut primarul din Sighetul Marmației, că e de la PNL, da? Sau primarul din Ruscova sau din Repedea sau din cei 16 primari din Maramureș și istoric. Bun, noastră categorisiți că ca o gafă gestul lui Crin Antonescu. Absolut. Liberalilor li se părea normal ca Iohannis să fie, dacă a fost nominalizat, să fie ministru de interne. Da, deci, ceea ce guvernul Ponta n-a dorit, nici domnul, premierul Ponta. Domnul Paul, în momentul în care se face o negociere în patru, unul dintre cei patru face și concesii, Partidul Conservator nici nu dorește vicepremier. Se pun niște reguli a jocului, se stabilește o regulă a jocului. Nu schimbi în timpul jocului regula. Dacă s-a spus clar, ministrul, de ce nu l-a pus pe Iohannis ministru de finanțe, vă întreb eu? Că l-era pus. Că Iohannis nu era potrivit la finanțe. Dar nu, pe mine nu mă interesează lucrul acesta. Atunci trecem, ne punem la masă și facem altă renegociere pe alt algoritm. Și automat când m-a pus la masă, pe ce eu a spus, domnule, eu nu am avut un vicepremier la care am renunțat. Poate vrem și noi un vicepremier. L-am lăsat atunci. Deci nu pot. Sigur, pe tema asta putem discuta foarte mult. Cu siguranță am putea spune și faptul că nu a existat un vicepremier de la PC până acum. Da, nu, dar putem spune atunci și că un an de zile, un an și jumătate, domnul Antonescu a ocupat poziția numărul 2 în România de președinte a Senatului pe un post a PC-ului. Palianța ACD. Eu nu sunt de vină că PC-ul s-a desprins de PNL și a venit către PSD. Noi toate posturile am negociat. Că nu, dar puteți să fiți de vină ca și Partid Social-Democrat că ceea ce a lăsat altul de rău ați luat de bun. Nu, aici e o discuție ce e rău și ce e bun în România. Depinde de ce punct în de politică vedere. În întotdeauna. Da, depinde de unde primim. Haideți să depășim momentul. Însă 50% din posturile din România de alegeri în 2012 au fost ale PSD-ului și 50% ale ACD-ului, PNL-ul cu 40%, PC-ul cu 10%. Deci algoritmul de jumătate la nivel național a fost respectat. Deși nu era, dacă o luăm așa ca procente,
Dacă ne uităm la procentele din 2009, niciodată PSD-ul n-a avut, PC-ul cu PNL-ul n-a avut cât a avut PSD-ul. Am făcut un pas în spate noi ca PSD. Bun, decât vicepremier, cineva de la PC putea să fie și unul de la PPDD, nu? Că procentele de intrare în Parlament sunt asemănătoare, poate, dar nu se știe niciodată cât are PC-ul, pentru că niciodată nu merge singur. Întotdeauna se lipește de către cineva. Depășim momentul ăsta și am să trec la un alt subiect, pentru că mă referea mai înainte la UDMR. Am să vă întreb despre această știre, dacă știți ceva, și dacă ea se referă la concesiile pe care le-a făcut guvernul Ponta pentru UDMR. În ziarul de astăzi citesc că tinerii medici care vor accepta să lucreze pe viitor la Spitalul Județean din Satu Mare, așadar aici aproape, vor primi locuință de serviciu, finanțarea venind de la guvernul Ungariei. E posibil așa ceva? E o concesie făcută de guvernul Ponta pentru UDMR și pentru, practic, guvernul Ungariei? Nu cred că este adevărată știrea. Pentru că, prin lege, guvernul Ungariei nu poate finanța un angajat a statului român. Dacă spuneți că e spital județean, asta înseamnă că... Din Satu Mare. Spitalul județean este subordonat Consiliului Județean. Consiliul Județean este al României. Nu poate să vină guvernul maghiar să spună, dau Consiliul Județean Satu Mare cu destinație pentru spital locuințe de servici. Poate să vină un ONG, poate să vină o fundație, o asociație care în parteneriat public cu Consiliul Județean Satu Mare poate să creeze această facilitate. Haideți să vă citesc toată știrea. Pe strada Eugen Ionescu din Satu Mare va fi construit un ansamblu de locuințe de serviciu destinat medicilor și tinerilor actori, construit de Fundația Studium, scrie Adevărul. E vorba de un complex de 6 locuințe cu 3 garsoniere și 3 apartamente ce vor fi ocupate de unii din medicii rezidenți care lucrează acum în spitalul de urgență din Satu Mare. Eu n-am citit știrea și mi-ați dat dumneavoastră dreptate. Deci dacă discutăm de o fundație care vine în parteneriat, un ONG care vine în parteneriat cu o instituție publică, parteneriatul public-privat funcționează peste tot în lume, funcționează și în România, este drept o fundație, cum și eu, Fundația Liviu Marian Pop. Vrea să facă acum ceva pentru păinele de sumunte la Căminul de Bătrâni. O să facă acțiunea acolo. Deci e un parteneriat public-privat, nu are nicio treabă. Bun, să și termin. Investiția se va cifra la aproximativ 280.000 de euro. Cea mai mare parte din bani vine de la guvernul Ungariei, alături de bani europeni. Păi atunci discutăm despre un proiect european pe care a aplicat fundația respectivă. Un proiect european care se aplică în Satu Mare. Este absolut legal și normal. Deci cine finanțează? Și noi avem în România și alte ONG-uri care aplică în România. Avem acum un ONG puternic din Italia care vine și aplică pe fondurile din România. S-ar putea respectivele fonduri să fie chiar pe banii din România, numai să fie aplicant un partener, un ONG din Ungaria. Deci nu trebuie să ne fie frică de acest lucru și chiar încurajez acest parteneriat public-privat, pentru că doar așa putem să ne dezvoltăm. Cu bani aduși din privat alături de public să putem face o chestiune normală. Deci nu văd un pericol din punctul acesta de vedere. Dacă sunt bani dați de către guvernul Ungariei pentru un grant european, pentru că suma e 280.000 de euro, e clar că e sub 500.000 de euro, sunt bani europeni la care puteam aplica și noi prin ONG-urile noastre. Deci nu este nicio lucru anormal. Până la urmă, și guvernul României implementează niște bani și sunt proiecte pe care le facem în Ucraina. Ce să spunem? Că guvernul României finanțează în Ucraina, că tot discutăm de anumite lucruri. Sunt banii transfrontalieri pentru toate zonele care se află la frontieră și în România, Ungaria, Ucraina sunt bani transfrontalieri unde se aplică sute de proiecte. Eu îi felicit pe cei din Satu Mare și regret că n-am reușit poate să facem un proiect de genul acesta în Maramureș, la Spitalul Județean sau de ce nu la Sighetul Marmației, că și așa avem nevoie mare la spitalul respectiv. Ce părere aveți despre situația de la Târgu Mureș și mișcarea aceasta Iobbik din Ungaria, care se manifestă fervent în Deci, România? Haideți să... Eu am spus-o și pe, la un post central chiar ieri. O spun și la dumneavoastră astăzi aici. În Ungaria sunt alegeri parlamentare în aprilie. Își aleg parlamentul. Pentru acest parlament candidează și acest partid Iobbik. În România sunt 55.000 de cetățeni cu dublă cetățenie română-maghiară care votează în Ungaria. Pentru cei 55.000 de cetățeni, ei fac acțiuni în România. Un partid de extremă dreapta, care este al treilea în sondaje din ce am văzut eu, însă, ceea ce s-a întâmplat în Târgu Mureș nu are nicio logică. Cei care au organizat acea formă de acea manifestație sunt direct responsabili de ceea ce s-a întâmplat acolo, dacă au fost acte de violență sau vandalism. În același timp, președintele României a greșit flagrant când a spus o formațiune politică trebuie desființată.
Asta înseamnă că dacă PDL-ul domniei sale sau partidul pe care îl susține merge mâine în Spania și face o acțiune, face o acțiune, o manifestație, că vrea să aducă de la românii care sunt acolo voturi. Înseamnă că guvernul spaniol spune, interzicem respectivul partid, orice partid european a unei țări membre UE poate să-și organizeze forme de protest, forme de manifestare legale în literul și spiritul legii din țara în care se fac aceste forme de manifestare. Nu văd de ce s-a implicat președintele Băsescu în campania electorală din Ungaria, care este interesul domniei sale. Problema Iobicului și a celor care au organizat însă manifestația este mult mai mare. Pentru că au avut între ei garda maghiară, oameni care au o formațiune politică interzisă în Ungaria. Nu aveau ce să caute acolo, nu aveau ce să caute în semnele. Direct responsabili sunt organizatorii mitingului. Așa manifestării. Și de aceea președintele României, care este președintele CSAT-ului, este primul vinovat că nu a luat măsuri pentru siguranța organizării acelei manifestații. Deci nu este normal ca președinte de stat, păi vă dați seama ce înseamnă pentru partidul Iobbik la nivel de campanie electorală? Spune, domnule, președintele României ne-a spus să ne desfințeze. Păi, bun, dar de ce n-a luat măsuri Ministerul de Interne? Ce să facă Ministerul de Interne? Prin jandarmii care erau la fața locului, prin poliție. Extremiștii, cei care sunt interziști, nu sunt în subordinea Ministerului de Interne. Acele persoane sunt la serviciile secrete care știu cum să deplasează acei oameni periculoși. Serviciile de informații ale României, cele 3-4, sunt în directă subordinea președintelui României. Domnia sa avea raportul pe masă, are raportul pe masă fiecare dimineață când o persoană pericol public, pentru că statul maghiar i-a declarat pe cei 100-200 care au fost, domnule, ăștia sunt extremiști, sunt de la garda maghiară sau cum îi spune. N-au ce să caute, aveți grijă că se deplasează către România. Raportul ajunge pe masa președintelui. De acolo trebuia să intre pe structuri. E o greșeală la nivel politic impardonabilă din punctul meu de vedere, mai ales că în Ungaria sunt în este campanie electorală. Și să nu uităm că vom avea și la europarlamentare mari probleme din punctul acesta de vedere, pentru că domnul Tokes va candida la europarlamentare în Ungaria. Pe un partid din Ungaria. Deci nu va mai fi europarlamentarul nostru, ci europarlamentarul Ungariei. Fapt pentru care tensiunea va continua pe această zonă, dar... Dar sunteți la guvernare cu UDMR-ul, ar trebui să se mobilizeze și partidul cu care sunteți la guvernare să spate UDMR-ul trebuie să-și delimiteze... Să n-aibă probleme cu Tokes. Nu, UDMR-ul trebuie să-și delimiteze clar poziția vis-a-vis de acei membri UDMR care au fost implicați în scandalul de la Târgu Mureș. Facem o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem. Descoperă lumea. Observă viața sălbatică. Fii un detectiv modern. Zboară printre stele și privește imagini spectaculoase. La UPC ai o super grilă de canale digitale și HD, internet de mare viteză și minute naționale în rețea. Vino pe upc.ro și alegeți pachetul care ți se potrivește. Magazinul Nova oferă pentru toți gospodarii folie profesională pentru solarii din polietilenă, rezistentă 3 sezoane, cu protecție la razele ultraviolete și lățimi de 6, 8, 10 și 12 metri. Folie profesională natur din polietilenă pentru solarii cu lățimi între 4 și 10 metri. Folie neagră pentru agricultură la 4,2 metri lățime. Nou, vă oferim folie Inteco 4,2 metri lățime la numai 9,80 lei per kilogram. Rețineți, toate tipurile profesionale de folie au grosimi de 0,12 și 0,15 mm, iar un kilogram de folie are o suprafață cuprinsă între 6,2 și 8,4 metri pătrați. Magazin Nova, strada Avram Iancu, lângă policlinică. O casă ține o viață dacă are temelie trainică, dar mai ales un acoperiș rezistent. Viking Prujinski, cel mai mare producător de țiglă metalică și tablă cutată din Polonia și din regiune, este soluția.
Viking Plujinski produce 6 modele de țigle metalică elegantă și rezistentă de diferite culori pentru toate tipurile de acoperiș. Vinde tablă cutată pentru acoperișuri și fațade, ferestre de mansardă, șgheaburi și burlane din tablă și PVC, materiale de înaltă calitate, tehnologii moderne de producție, design desăvârșit, o acoperire ce conferă rezistență și durabilitate, garanție de până la 30 de ani, prețuri promoționale. Alege produsele Viking Plujinski. O decizie inspirată pentru locuința ta. Școala gimnazială numărul 10 din Sighetul Marmației face înscrieri pentru clasa pregătitoare pe alternativa educațională Step by Step pentru anul școlar 2014-2015. Alternativa educațională Step by Step presupune 2 învățători la clasă cu un program între orele 8 și 16, fără a implica efort financiar din partea părinților. Detalii și informații se pot obține la Secretariatul Școlii, Cartierul Unirii numărul 27 sau la telefon 0262-311-179. Implică-te în educația copilului tău, alături de școala gimnazială numărul 10. Step by step. Husqvarna, prin Ursa Mare SRL, lansează campania de primăvară. Vino să te convingi de promoțiile mult așteptate. Cositor Ferrari de la 7.499 de lei, moto unelte cu fir și disc de la 799, iar fierăstraiele au prețuri începând tot cu 799 de lei. De asemenea, campania de primăvară aduce prețuri promoționale și la pompe de apă și generatoare de curent. Tot la Husqvarna găsești mașini de tuns iarba, accesorii și piese de schimb pentru produsele comercializate, consultanță și servici profesionist. Când spui Ursa Mare, spui Husqvarna. Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, bloc B3, lângă TV Sighet. Telefon 0362 415318 sau 0754 556642. Primăvara este mai frumoasă când folosești utilaje de la Husqvarna. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pachetul cu mâncare al copilului școlar trebuie să conțină cel puțin un fruct. Rețetă prescrisă de Fundația Română a Inimii. Cu Liviu Marian Pop vorbim astăzi în cadrul emisiunii Sighetul de azi, senator de Maramureș. Domnule Pop, pentru că rămăsesem tot la, să spunem, capitolul Transilvania, v-aș întreba ce părere aveți despre petiția pentru autonomia Transilvaniei, tot din ziarul de astăzi citez. Inițiatorii spun că regiunea formată din Banat, Crișana, Maramureș și Ardeal s-ar putea autosusține, având în vedere resursele naturale și potențialul turistic. Până acum 10.320 de persoane au semnat petiția. Nu pot fi de acord cu acest argument de autosusținere. Pentru că eu cel puțin îmi doresc ca Maramureșul istoric să se autosusțină. Eu îmi doresc să aduc bani mai mult să mă pot dezvolta. Degeaba încerc să mă autosusțin cu un leu când am posibilitatea să aduc poate 100 de lei de la centru, în condițiile în care Maramureșul deocamdată este un județ asistat, adică mai mulți bani primește de la București decât transmite la București. Fă pentru care eu cred că orice gest în momentul de față a oricărei alte regiuni, pentru că s-ar putea să ne trezim Timișoara și Aradu, clar se pot autosusține, de nu-i adevărat, pentru că au cea mai mare creștere în zona respectivă. Nu cred că trebuie să gândim cel puțin pe perioada 2014-2020, decât pe ceea ce înseamnă regiunile de dezvoltare, regiuni pe care intră deja bani europeni, de luna viitoare deja liniile de finanțare sunt finalizate la nivelul Comisiei Europene, vin bani către România, nu putem să-i atragem decât pe regiunea de nord-vest, cât mai mulți, avem 7,5 miliarde de euro de adus în regiune și eu cred că trebuie să ne concentrăm pe acest lucru. Haideți să ne dezvoltăm până în 2020 și după aia discutăm de petiții de genul acesta. Asta este cu iz electoral, toată lumea încearcă să facă acum campanie electorală, se știe că pe zona asta naționalistă se prinde vot, e o dezvoltare internă la nivelul campaniei electorale din Ungaria,
Deci nu vreau să intru în discuții de genul acesta. Nu, pe de altă parte există deseori discuțiile de genul că toți banii merg la București, se dezvoltă zonele din care sunt miniștri. Cât a fost Boc prim-ministru, s-a făcut acolo o autostradă scurtă de vreo 20 ceva de kilometri între Gilău, Cluj și Turda. În rest, nicio șansă de a vedea vreo autostradă în Transilvania. Da, până la urmă am văzut Pitești, Sibiu, Brașov, tot felul de proiecte spre Alexandria, spre Bulgaria, nu, mai puțin haideți, în zona Transilvania. Nu, haideți să fim clari. Maramureșul astăzi este un județ asistat social. Repet, primim mai mulți bani de la București decât dăm la București. Lucrul acesta trebuie să fie foarte clar pentru toată lumea. Cum putem să nu mai devenim asistat, să ne putem autosusține? Trebuie să dezvoltăm industrie, trebuie să dezvoltăm agricultura, trebuie să dezvoltăm turismul. Altceva nu avem aici decât turism, agricultură și păduri, câte au mai rămas și ele, că sunt și pe acolo multe anchete acum, au mulți de dat cu subsemnatul. Dar dacă nu avem infrastructura, nu ne putem dezvolta nici pe agricultură, nici pe turism. Asta este cu ce să mai vorbesc de industrie. Aici cred și trebuie să ne dezvoltăm. 2. E falsă ideea că de unde primul ministru acolo se duce autostrada. N-am văzut nicio autostradă care să meargă acum la Târgu Jiu. Ba mai mult, să nu uităm că anul trecut am inaugurat, dacă mergem cu mașina acum la București, vom vedea că de la Cluj la Sibiu ajungem foarte repede. Deja s-au terminat 3 tronsoane, anul acesta se finalizează toate centurile și discutăm de o dezvoltare cel puțin pe zona aceasta puternică. Același lucru către Oradea, ieșim la Borș, se finalizează anul 2015 și 2016, anii 2015 și 2016, sunt ani în care cel puțin la nivelul de proiectare de la Ministerul Transporturilor, și chiar luni am discutat în Senat cu domnul senator ministru Șova, inaugurăm aproape 300 și ceva de kilometri de autostradă. Nu vă ascund astăzi, și vă spun chiar înainte de emisiunea autodiscuție cu președintele Zetea, discutăm de Baia Mare Voia. Un proiect viabil, un proiect pe care deja împreună cu vicepremierul Dragnea am definitivat o bună parte. Da. De unde am luat banii? Nu, că o să spună domnule, iară vine o campanie electorală. Dacă vă uitați pe site-ul guvernului, s-a proiectat exact ce spunea și noastră, chestia aia cu Alexandria. Vedeți acolo că este proiectat un drum rapid Baia Mare-Bistrița. Nu are pe unde să meargă drumul acela rapid. Îl știm. Baia Mare Deș funcționează, Deș Bistrița e reabilitat total. Acea sumă care a fost prevăzută în proiect pentru Baia Mare-Bistrița ca distanță poate fi luat și pusă pe distanța Baia Mare Voio. Să nu uităm că Baia Mare, Satul Mare, intră în reabilitare totală. Deci avem o deschidere și către zona, dar nu vreau să spun acum că mă duc către Voio, că o legați de articolul dinainte și spuneți chiar să ne apropiem de Budapest, în loc să ne apropiem nu, de București. Nu, am să leg de faptul că la începutul emisiunii ați spus că sunteți senator al Maramureșului istoric, da. Și nu vorbiți despre centura Sighetului. Păi nu, centura Sighetului trebuie să intre. Centura Sighetului e un lucru care se leagă de podul peste Tisa. A, deci se va face după ce se oprește războiul din Crimea. Nu, eu centura Sighetului, dacă nu terminăm până în 2016, eu nu mai candidez, să ne înțelegem. Și o spun public lucrul ăsta. Dacă nu facem centura Sighetului, nu avem ce candida niciun, nici eu, nici domnul primar Nemeș. La pachet suntem amândoi vinovați dacă nu facem centura Sighetului. Da, vă scrie un telespectator, în campania electorală ați fost împreună cu primarul prin cartiere. A vrea să vă vedem din nou prin cartierele sighetene. Avem întrebări pentru dumneavoastră. Îi și răspund cu telespectatorul dumneavoastră. M-am dus în cartierele Sighetului invitat de către primar. Dacă domnul primar, cu care am vorbit chiar înainte de emisiune, mă invită în cartiere, alături de domnia sa mă duc. Nu vreau să mă duc în cartiere să creeze cineva impresia, gata, s-a apucat Liviu Pop de campanie, vrea să facă nu știu ce. Cred, din punctul meu de vedere, că am o colaborare bună cu primarul Sighetului și nu una destructivă, ci una constructivă. Ce părere aveți despre acțiunea prefectului Anton Rohian de a-l suspenda pe primarul din Săpânța? Am vrut să fac asta o conferință de presă și m-a obligat să vă spun dumneavoastră. Eu luni voi depune o interpelare. Pentru prima dată o să interpelez pe premierul României scris. Nu o să-l sun sau să vorbesc cu domnia sa cum fac de obicei. O să fac o interpelare scrisă vis-a-vis de cazul Săpânța, să văd dacă s-a aplicat legea în totalitate. Și cel care poate să-mi spună este doar premierul României, de fapt, prin Secretariatul General al Guvernului. Voi face această interpelare, nu pot decât lunea, ca să înțeleagă telespectatorul dumneavoastră sau dacă e întrebarea dumneavoastră, că nu pot în orice parlamentar, nu poate să depună decât două întrebări și o interpelare pe săptămână, iar în Senat lucrul acesta se întâmplă luni, între orele 18:30 și 20. Atunci depunem interpelări. Una dintre singura mea interpelare de luni va fi adresată premierului României, care o să cer în termen de 30 de zile să spună dacă evenimentele din Săpânța au fost făcute
respectându-se legea. Doar atât vreau lucrul acesta și dacă sunt vinovați, cei care sunt vinovați să răspundă, pentru că nu mi s-a părut normal să se creeze această tensiune între prefect și subprefect, între primarul în funcție, viceprimarul de acolo și alți aleși locali, cu manifestarea care a avut loc în fața primăriei, când prefectul nu era acolo. Nu știu, nu mă pot pronunța că nu sunt jurist. Știu de speță, am discutat-o și cu domnul prefect și cu primarul din Săpânța. Nu sunt jurist. Unde sunt doi juriști, sunt trei păreri. Eu vreau un răspuns scris, nu verbal, că poate dacă e verbal, spune, da, nu a discutat Liviu cu premierul chiar așa, senatorul nu a discutat, eu fi spus, am înțeles greșit. Nu, exercițiul interpelării există, dacă intrați pe site-ul Senatului și a Camerei Deputaților, vedeți orice răspuns la interpelare. Nu sunt un parlamentar care nu își interpelează miniștrii, am interpelat miniștri. Am interpelat odată și premierul cu o chestiune sindicală. Este o interpelare pe care luni o să o adresez premierului României, exact pe subiectul Săpânța. Săptămâna viitoare, nu vă ascund, următoarea săptămână o să interpelez din nou premierul pe Speța Borșa, ca să avem clarificat lucru sănătos, nu cu povești, că deja suntem eu de telenovele și de discuții și am fost și am povestit și precedent și precedent, sunt sătul. Probabil Victor Ponta va răspunde că s-a respectat legea, nici nu poate să spună altfel, însă dacă justiția va spune că acel atac în contencios a primarului de Săpânța se admite, va fi o problemă. Domnul Paul, eu vă pot spune un singur lucru. Îmi fac obligația mea de senator, de demnitar, de om ales. Mai ales în Săpânța, unde am avut un procent extraordinar, 80 și ceva la sută, al doilea după Vișeu de Jos, unde am și neamuri, că soția mea este de acolo. Deci nu pot permite să vin cu o chestiune, de pai să cam auzit, cam povestit, povești la ușa cortului, unde e lege, nu-i tocmeală. Eu cred că răspunsul premierului, prin Secretariatul General al Guvernului, cel care coordonează activitatea prefecților din teritoriu, va fi în conformitate cu legea. Nu putem spune însă ce va decide instanța, din punctul acesta de vedere. Cei telespectatorii care nu știu, este vorba de o condamnare cu suspendarea primarului pentru că a condus fără permis un autotrip. Asta am avut și noi știri pe tema aceasta, deci, și vom avea chiar o emisiune cu primarul de Săpânță. Eu nu vreau, primarul din Săpânță, să-l cunosc, a fost alături de mine în campanie, eu l-am ajutat, am făcut căminul cultural, l-am ajutat să terminăm căminul cultural acolo, avem niște proiecte pe zona Săpânței, nu pot lăsa Săpânța, e din păcate un necas acolo cu tot ce s-a întâmplat la cimitirul Vesel. Sunt proiecte, lucrăm acum la proiectul pentru DN19, să mergem din Sighet în Livada, pe tot ce înseamnă legătura cu satul mare, încercăm să prindem la finanțare, pentru că este drum național, adică nu pun ce s-a întâmplat acolo, dacă trebuia să-l suspende, dacă nu trebuia să-l suspende, nu mă pricep. De aceea este Ministerul Justiției, de aceea este Secretariatul General al Guvernului, de aceea este instanță în România. Eu vă aștept un răspuns scris, repet, prefer răspunsul scris, pe care vă promit că îl fac public, îl listez și îl dau tuturor cetățenilor din comuna Săpânța. Pentru că nu vreau să fiu catalogat, că nu mai sunt cu ei, că sunt împotriva lor. În același timp spun că nu pot să susțin ilegalități. Tot ceea ce este legal, eu trebuie să susțin. Nu o să susțin niciodată un punct de vedere ilegal. Dar, repet, aștept un răspuns scris din zona aceasta, însă ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere a protestelor, eu cred că nu a fost deontologic să faci acea pichetare când nu ai prefectul acasă. Bun, și prefectul știa că va fi pichetare, așa că nu se nu, știe. Da, de acțiunea, nu, eu nu iau apărarea prefectului, dar prefectul avea o acțiune programată de 2 săptămâni. Se știa că e plecat. Nu a plecat el peste noapte că vin mâine cetățenii. Asta e scuza dumneavoastră pentru prefect. Nu fac eu o scuză, stați un pic, nu fac o scuză. Eu cred că instituția prefectului, prefect, subprefect, trebuie să funcționeze în echipă. Nu în, hai să ne tragem preș unul altuia. Am făcut-o, 25 de ani am tot tras preșul între noi, măroșenii, parlamentari, primari, și 25 de ani am izolat Maramureșul. Vreau să cred că în ultimii 2 ani de zile s-a schimbat fața politică a Maramureșului și încercăm să tragem pentru Maramureș. Nici eu nu vreau să trag preșul nimănui, însă o parte a presei a dat diverse variante privitor la incompatibilitatea dumneavoastră. Sunteți sau nu sunteți incompatibil, domnule Liviu Marian Pop? Domnul, eu vă spun că niciodată n-am fost declarat incompatibil. Raportul ANI din prima zi de campanie electorală din 2012 spunea următorul lucru. E un posibil conflict de interese și abuz în funcție. Și deci, și ANI a făcut o hârtie către parchet să mă ancheteze. Că eu aș fi făcut abuz în funcție sau conflict de interese cu cotizația pe stat de plată, ca să clarificăm subiectul. Eu, ca cetățean, trebuia să atac acest raport în 45 de zile, chiar dacă parchetul se ocupa de treaba aceasta. Parchetul anul trecut și DNA-ul mi-a dat, după 8 luni de zile de hărțuire, mi-a dat neurmărire penală.
am închis subiectul acesta. În schimb, atacul meu în contencios, pentru că am atacat în contencios, pentru că e vid legislativ. Mie ce-mi spune legea? Raportul ANI devine executoriu în 45 de zile. Chiar dacă ei au cerut parchetului să mă verifice. L-am atacat, la curtea de apel am pierdut, luni am pierdut și la înalta curte, dar nu am pierdut, mi s-a declarat inadmisibilă cauza, mai pe românește. Îmi spune că eu nu trebuie să atac acest raport, doar rapoartele de incompatibilitate să atacă în instanță, nu cele cu abuz în funcție și conflict de interese. Dar avocatul meu a spus, domnule, să fim siguri că nu interpretează cineva legea, hai să atacăm și în contencios. Dar ANI nu avea obiect de activitate decât pentru a sesiza parchetul. Și doar pe conflict de interes, abuzul în funcție l-au pus ei. Dar să fie sănătos, să le ajute Dumnezeu și eu chiar cred în ANI. Chiar dacă mă judec cu ea, cred că este nevoie de această instituție pentru că văd câte ilegalități s-au făcut de-a lungul anilor. Deci eu n-am pierdut, n-am fost niciodată sub suspiciunea de incompatibilitate. Eu am cerut în instanță anularea deciziei pentru că asta era și dau o nemorale de un leu. Da, n-am câștigat, dau o nemorale de un leu. Deci nu s-a pus nicio secundă problema incompatibilității mele, fapt pentru că care nici televiziunea centrale, dacă n-a preluat nimeni știrea. Că au luat niște pseudo-jurnaliști din Maramureș această știre și au urcat-o sus. Îi felicit pe cei care m-au sunat și au înțeles ce s-a întâmplat, dar s-a făcut de râs, că altcumva nu le pot spune. Deci nu am avut niciodată raport de incompatibilitate, n-am avut nicio problemă, lucrul acesta l-am clarificat și eu cred că dacă eram eu suspectat de asta, apărea breaking news la televiziunea centrală care mă iubește mult, nu vreau să fac reclamă la dumneavoastră. Deci cu siguranță existau cel puțin două trusturi de presă în România care dacă ar fi văzut că eu sunt incompatibil sau Doamne ferește ar fi pericol să-mi pierd mandatul, făceau breaking news. Au deci un breaking news ne dați dumneavoastră acum în plan local, să înțeleg, deci nu sunteți incompatibili. Nu am fost niciodată declarat incompatibil. ANIM a făcut atunci o plângere penală, dacă pot numi așa. Dar nici azi nu sunteți incompatibili. Nu sunt, n-am nicio treabă cu nimic, sunt liber, n-am avut nicio problemă. Dacă în august anul trecut îmi dădea urmărire penală, m-aș fi judecat pentru cotizația sindicaliștilor. Deci nu am avut absolut nicio problemă, nu am nicio problemă. Repet, nu o să mă întorc împotriva celor care au pseudo-jurnaliștilor, pentru că nu șade în caracter, nici măcar nu o să le dau drept la replică. Nici nu m-am agitat să fac conferință de presă pentru asta. Am postat foarte scurt pe Facebook ca să înțeleagă. Ce să pot să fac? Nu pot o ultimă întrebare aș avea, pentru că suntem pe final. Ați fost lider de sindicat și v-aș întreba de ce nu mai sunt atât de vocale sindicatele în ultima perioadă? Nu pot să spun că nu sunt vocale. Chiar am avut săptămâna trecută o acțiune, dacă nu mă înșel eu, pe zona sindicală. N-am mai văzut meeting-uri, n-am mai văzut proteste, nu s-au mai luat noiembrie a fost un meeting. Nu, noiembrie a fost 10.000 de profesori au fost în stradă în București pentru anumite chestiuni. Eu cred că mișcarea sindicală își face prezența și la nivel de negociere și în stradă. Că se negociază mai mult. Eu pot spune, în ultimul an cel puțin, au fost foarte multe întâlniri, foarte multe acorduri, foarte multe negocieri. Au fost și beneficii pentru angajați și putem vedea creșterea salariului minim pe economie. Sentințele pentru bugetarii care au câștigat plata acestora. Putem discuta de medici care au primit acel bonus, acea bursă. Putem discuta de debutanții care au creștere din învățământ, care au creștere mai mare. Deci s-au făcut câțiva pași. Mai avem de făcut mulți pași spre normalitate. Am deblocat și posturile, am angajat polițiști. Nu vreau acum să fac un bilanț a guvernării, pentru că cei care ne judecă cel mai bine sunt cetățenii. Ei pot să ne spună dacă am făcut măsuri bune sau nu am făcut măsuri bune. Reducerea TVA. Dar putea spune că guvernul Ponta se înțelege mai bine cu sindicatele. Nu, se discută mai mult și eu sunt adeptul negocierii. Și am ca lider de sindicat am ieșit în stradă atunci când nu ne-a chemat nimeni să discutăm la masă. Cu toate că nu există un minister al dialogului social în guvernul Ponta 3. Cum nu există? Doamna Aurelia Cristea este ministrul dialogului social, este deputat de Cluj-Napoca, deci e ardeleancă de-a noastră, este și un secretar de stat de la Arad, deci din punctul ăsta de vedere... Eu întrebam așa pentru că credeam că o să spuneți că lipsiți dumneavoastră de acolo. Bine, vă mulțumesc! Ca să clarificăm, eu nu pot din motive personale, nu pot să fiu membru în guvern, mai am încă lucrurile de le rezolva la nivel de Senat, după ce termin problema cu Maramureșul istoric cu promisiunea din campanie electorală alături de primarii noștri. Poate ne gândim și la executiv. Însă vă pot da o știre în exclusivitate. Vom avea secretar de stat din Maramureșul istoric în cabinetul Ponta 3. Puteți să ne spuneți și măcar în ce minister, dacă nu și numele? Nu vă pot spune nici în ce minister și nici numele, pentru că nu este normal. Anunțul acesta trebuie să-l facă premierul României. Eu vă pot asigura însă că Maramureșul istoric are secretar de stat pe un domeniu interesant și util Maramureșului istoric și om din Maramureșul istoric, dedicat Maramureșului istoric, susținut de PSD Maramureș.
Bun, vom vedea cine este. Mulțumesc foarte mult pentru prezența astăzi în emisiune. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Sighetul de azi. O seară frumoasă în continuare. La revedere! Sighetul de azi, emisiunea de care nu te poți lipsi. Decât să fac afirmații la postul dumneavoastră de televiziune, mai bine ar fi să se sesizeze organele de poliție și atunci noi suntem în măsură să luăm cele mai bune măsuri. Facem cercetări, facem verificări și dacă competența ne depășește, să se sesizeze organele abilitate. Noi avem o mare șansă, în lumea aceea, să ne punem un viceprimar la municipiul Baia Mare, pentru că PNL-ul este prima forță din județul Maramureș, ori place unora ori nu, este la nivel de Baia Mare un fier liberal, la Sighetul Marmației, iată, a devenit un fier liberal și avem acolo un primar extrem de energic și de harnic, ăsta e adevărul. Eu sunt conștient de sarcina care îmi revine, sunt conștient că tot ceea ce nu va fi bine în Sighetul Marmației, că vorbim de apă, canal, că vorbim de orice alt lucru, primarul e cel vinovat, știu și mi-am asumat acest risc și de aceea mă implic în fiecare lucru, oricât ar fi el de mărunt sau de mare pentru municipiul nostru, pentru a ieși lucrurile bune și a crea un disconfort cât mai puțin. Nu este admisibil că la un asemenea nivel să faci greșeli de formă, formală. Și din această perspectivă cred că se impune o reevaluare a managementului actual. Niciodată parlamentarii județului Maramureș nu au stat toți la aceeași masă să discute problemele județului și să și le asume public printr-o scrisoare de intenție, nu știu, către maramureșeni. Oricum, eu astăzi pot să spun sau să anunț chiar în premieră faptul, de fapt aici la voi la TVS, când vin totdeauna am șansa să spun ceva mai nou. Dacă nu ajunge Crin Antonescu președintele României, atunci să vezi tu pe dracu 4 în casa PNL-ului. Sighetul de azi, emisiunea de care nu te poți lipsi, cu Gheorghe Paul Stanislou. Societatea de salubrizare Herodot Group informează cetățenii municipiului că toate persoanele fizice și juridice au obligația de a încheia contracte cu Societatea de salubrizare pentru a beneficia de serviciile acesteia, conform hotărârii Consiliului Local numărul 72/2009. Aceste contracte pot fi încheiate la sediul Societății Herodot, bloc 3 din cartierul 1 decembrie 1918, la camera 12 din incinta primăriei Sighet sau la sediul beneficiarului prin reprezentanții autorizați ai firmei de salubrizare. Herodot Group se ocupă de curățenia orașului tău. Promoțiile primăverii ajung prima dată la magazin Onyx, centru de colorare al firmei Polyclor. Îți dorești o împrospătare? Îți oferim la cele mai bune prețuri vopsele de interior și exterior, lacul, coloranți, diluanți, gleduri, ciment, polistiren, colțare și plasă fibră pentru izolații, precum și tencuială decorativă într-o gamă diversificată de nuanțe. Știm că îți place să-ți admiri curtea frumoasă, te ajutăm și în acest domeniu. Vindem folie pentru solar cu protecție UV albă, neagră și folie pentru căpșuni cu lățimi de 2, 4, 6, 8 și 12 metri. Găleți, ghivece, articole și unelte de grădinărit, scări metalice și butoaie de toate dimensiunile. Dacă te gândești și la curățenie, tot magazinul Onyx este soluția. Avem produse de curățenie pentru orice încăperi sau suprafețe. Magazin Onyx prin Dom Plaserele, Sighetul Marmației, strada Gheorghe Doja, lângă sensul giratoriu. Începe primăvara cu o vedere sănătoasă. Vino la Optic Rina. Cabinetul nostru îți oferă consultații gratuite efectuate de către un medic oftalmolog și un optometrist. Optic Rina. Oferim servicii medicale oftalmologice, profesionale și competitive.
Consult oftalmologic general, prescripții oftalmologice, prezentarea unei game largi de rame, ochelari și lentile de contact. La noi, primăvara vine cu reduceri de 20% la ramele și lentilele pe comandă. Optic Rina. Ne găsești zilnic în Sighet, strada Mihai de Apșa, vis-a-vis de magazinul Liliacul. Programări la telefon 0752 883 586. Și nu uita, Optic Rina are grijă de ochii tăi. Ca să te bucuri de viață, pune accent pe sănătatea ochilor tăi. E ușor să spui, merge și așa, nu? Pare mai la îndemână. Însă atunci când tu însuți participi la perpetuarea unui sistem vicios, îți vei păta reputația. Iar unele pete nu se mai șterg. Alege integritatea. Pentru a denunța faptele de corupție în care sunt implicați funcționarii NEANI, sună la numărul gratuit 0800 806 806. O campanie de conștientizare anticorupție. Sunt Camelia Potec și susțin această campanie împotriva dării și luării de mită pentru o Românie mai bună și mai prosperă. 112, numărul unic european pentru apeluri de urgență. Gratuit în orice rețea de telefonie. 112 salvează viața, proprietatea și mediul. Apelarea falsă sau abuzivă se pedepsește. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.